Am pornit. Să spui ceva înainte, să închizi. Ok. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit la ZF Deschiderea de astăzi. Discutăm din cele ce urmează despre emisiunea de obligațiuni pe care o pregătește Taylor Holding, un grup de trei companii, după cum vom vedea în cele ce urmează, de la Mircea Varga, membru al Consiliului de Administrație al Taylor Holding. Mircea, bună dimineața, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, Tibi, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, cine este Taylor? Care este structura business-ului și care este entitatea care va emite obligațiunile? Taylor Holding este o companie care s-a înființat recent, în septembrie 2021, și care adună sub aceeași umbrelă trei activități, trei business-uri pe care le are familia Enache, Florin Enache și Gianina Enache. Acest holding a fost înființat prin aportarea la acest holding a părților sociale pe care soții Enache le dețin în cele trei companii. Capitalul social al holdingului fiind de 350 de milioane de lei și care reflectă de altfel valoarea de piață a celor trei business-uri ale familiei Enache. Evaluare făcută practic pe cifrele de la 30.06.2021. Cele trei business-uri pe care le adună sub această umbrelă holding-ul Taylor sunt structurate astfel. Vorbim despre un business de lanțuri de magazine de bijuterii de lux, care practic sub brandul Taylor și Taylor exclusiv se regăsesc în zona de comerț cu amănuntul de bijuterii din aur și pietre prețioase. Apoi avem o activitate de intermediere financiară sub un IFN care acordă împrumuturi cu gaj și mai avem o a treia activitate care desfășoară activități de schimb valutar și de transfer de bani. Pe modelul Louis Vuitton, Moët Hennessy, nu? Avem și în România, unde avem acolo haine și accesorii de lux, alcool. În cazul Taylor Holding avem cel mai mare lanț de magazine de bijuterii de lux. Avem o rețea de agenții de exchange și un IFN, un amanet, nu? Da. Da, ca să punctez, așa cum spuneam, activitatea de comerț cu bijuterii din prețe prețioase și diamante și din aur se desfășoară sub brandul Taylor și Taylor exclusiv. Celelalte două activități se desfășoară în comun, în spații comune, în niște agenții care practic își desfășoară activitatea sub marca Money Gold. Ce competitori aveți pe piața locală? Cum vă poziționați, practic, în piață? Luând cele trei business-uri, știu eu, și împreună și separat. Acum, împreună nu putem să ne raportăm la o piață anume, pentru că vorbim de trei activități distincte, care în grupul Taylor nu se intersectează sub nicio formă. Practic, nu există nicio relație comercială între cele trei activități. Singura chestiune comună este managementul și acționariatul. Managementul de holding și acționariatul. Dorința noastră a fost să le punem sub acest holding din motive de management și practic de a le gestiona după aceleași reguli de guvernanță corporatistă. În rest, nu există alte relații comerciale. Acum, dacă e să iau fiecare business individual, activitatea de comercializare a bijuteriilor se încadrează, dacă vrei, în acel spectru mai larg al codului CAEN de comercializare cu amănuntul a ceasurilor și bijuteriilor prin magazine specializate, activitate care este foarte, să spunem așa, foarte vastă. Adică aici includem toți jucătorii din piață care vând bijuterii din orice tip de material, ceasuri și alte accesorii. Noi oarecum ne particularizăm și considerăm că segmentul nostru de business este puțin mai restrâns decât atât, deoarece noi comercializăm doar bijuterii din aur și pietre prețioase. Și un lucru care, să spunem, este particular nou este faptul că noi nu suntem un revânzător. Noi vindem bijuterii sub brand propriu. Practic, noi avem design propriu, avem o echipă mare de designeri și practic lucrăm cu ateliere și case de producție
peste 30 la număr, dacă vrei, internaționale în special. Unele dintre acestea sunt chiar case de producție pentru branduri cum sunt Bulgari sau Tiffany. Aceasta ar fi, să spunem, particularitatea noastră, iar dacă ar fi să ne raportăm la întreaga piață, și din păcate nu există date în România vis-a-vis de această piață, noi am făcut un studiu cu cei de la iSense și conform acestui studiu, dacă ne uităm la întregul cod Cayen, am avea undeva la 20% din piață. Dacă ar fi să ne restrângem strict la modelul nostru de business, și anume acela de vânzare de bijuterii sub brand propriu, probabil că poziția noastră în piață este mult mai puternică și probabil că avem peste 40% din piață. Dacă este să mă refer la activitatea de creditare, activitatea de creditare în sistem de împrumuturi cu gaj către persoane fizice și pe termen scurt este o activitate, dacă vrei, din punctul meu de vedere, complementară activităților bancare, pentru că din acest punct de vedere noi oferim un produs care de altfel e greu de găsit sau, mă rog, pe care băncile nu le oferă în acest moment și probabil că nici pe viitor. E o piață destul de segmentată, aș spune eu. Aici s-ar particulariza probabil un pluton de jucători în piață care au rețele de agenții, așa cum avem și noi. Iar din această perspectivă ne poziționăm undeva ca al doilea jucător din piață după cifra de afaceri. Dacă este să mă uit la activitatea de schimb valutar și transfer de bani, la fel, piața, aș spune din nou că este foarte fragmentată și sunt câțiva jucători, așa cum suntem și noi, cu rețea de agenții, iar aici, după anumite clasamente făcute în piața românească, ne-am situat undeva pe locul 3, tot din perspectiva cifrei de afaceri. Dintre cele trei segmente de business, care are cea mai mare pondere în veniturile totale? Și o altă întrebare, care ar fi diferențele de profitabilitate între cele trei firme? Dacă este să ne uităm la structura cifrei de afaceri, pentru că ele diferă, dacă ne uităm la structura cifrei de afaceri la nivel de holding, undeva între 75% și 80% din cifra de afaceri este dată de tailor, adică de business-ul de bijuterii, undeva între 18% și 20% de activitatea de creditare și maxim 5% de activitatea de schimb valutar și transfer de bani. Acum, dacă e să ne uităm la structura de profitabilitate și oarecum anticipăm discuția legată de profitabilitatea business-urilor, structura se schimbă puțin. Și anume, vorbim de o contribuție a business-ului de bijuterii cam de 55%, dacă e să ne referim strict la EBITDA, undeva, să spunem, 20%, 23% a activității de creditare și diferența vine din activitatea de transfer bancar, de transfer de bani și schimb valutar. Oarecum această structură se regăsește foarte puțin, să zicem, modificată la nivelul profitului net. Răspundând oarecum și la a doua ta întrebare, activitatea de bijuterie este o activitate care are un volum mare raportat la cifra totală de afacere a grupului. Marja de profit în această industrie și marja de profit pe care o avem și noi se duce undeva în jurul a 15-18%. Dacă este să ne ducem în zona de activitate de creditare, acolo vorbim de o cifră de o marjă EBITDA undeva între 25-30%, iar dacă ne ducem în zona de schimb valutar și transfer de bani, acolo vorbim de o EBITDA care se duce în jurul cifrei de 50-55%, adică o profitabilitate foarte, foarte mare. Ok. Cu cine lucrați pentru emisiunea de obligațiuni? Intermediarul pentru această ofertă și pentru această emisiune pe care o avem noi este BT Capital Partners. Ați avut, de exemplu, știu eu, un roadshow, întâlniri cu investitori instituționali? Aici aș vrea să spun că oferta noastră se va adresa tuturor potențialilor investitori, investitori de retail, investitori profesioniști. Noi în acest moment suntem în discuții și facem diverse analize cu intermediarul nostru, astfel că undeva în perioada imediat următoare, înainte de lansarea ofertei, vom stabili toate aceste detalii legate de ofertă. Dar, bineînțeles, pentru noi există această opțiune de a ne adresa și instituționalilor. Și care ar fi detaliile, în principiu, dobândă, maturitate, valoare? Chiar ați anunțat ieri câteva dintre ele. Exact.
Ceea ce la acest moment, să spunem așa, sunt sigure, este cifra, adică suma pe care noi o targetăm să o atragem din piață, și aici vorbim de 45 de milioane. Noi am lăsat deschisă opțiunea de a merge chiar mai sus în funcție de condițiile de piață, dar ne vom opri și am plafonat această sumă la 65 de milioane. Așa cum spuneam, ținta noastră este de 45 de milioane. Iarăși ce știm astăzi este că maturitatea va fi de 5 ani și vom avea probabil două plasamente, unul în lei și unul în valută, din ideea de a încerca cumva să răspundem tuturor cerințelor din piață, pentru că știm că există investitori care preferă să intre pe euro, alți investitori care probabil vor să intre pe lei, și atunci încercăm să lăsăm aceste opțiuni deschise. Inclusiv dobânda este o chestiune deschisă astăzi în discuția noastră cu intermediarul, pentru că în funcție de condițiile de piață, la momentul în care vom lansa oferta, vom stabili toate aceste elemente, astfel încât, așa cum spuneam, să încercăm să atragem, nu știu, o arie cât mai vastă de investitori. Va fi mai mare partea de euro decât cea de lei, sau vă gândiți la proporții egale? La momentul inițial, când am început această discuție, ne gândeam să fie oarecum proporțională, dar încă o dată, în funcție de condițiile de piață și, mă rog, de ceea ce simțim noi, uitându-ne și la ce se mai întâmplă în piața de capital, vom decide dacă vom merge pe proporții egale sau ne vom duce mai mult spre o monedă sau cealaltă. Când este estimată listarea obligațiunilor și ce planuri aveți cu fondurile atrase de la investitori în această emisiune? Noi ne-am planificat să ieșim cu oferta în piață în a doua parte a lui noiembrie, deci undeva într-un interval de 2 săptămâni. Iar fondurile despre care discutam puțin mai devreme vor fi utilizate undeva la jumătate din ele, sau poate puțin mai mult de jumătate, în activitatea de bijuterii. Cam 18% vor fi direcționate către activitatea de creditare și aproximativ 27%, da, vor fi direcționați către activitatea de schimb valutar și transfer bancar. Acum, din perspectiva scopului pentru care vrem să utilizăm să atragem acești bani, vorbim așa, în cazul activității de bijuterii, undeva la, să spunem, jumătate din această sumă vom folosi pentru expansiunea noastră, în principal pe piețele internaționale. Și aici vorbim de investițiile făcute în amenajarea magazinelor. Cam 40% din sumă se va aloca pentru stocuri care sunt extrem de importante atunci când deschizi un magazin și care trebuie să fie tot timpul la dispoziția magazinului respectiv. Și undeva la 10% îi vom direcționa către a face dezvoltări pe zona de e-commerce. În celălalt caz, în cazul celorlalte două activități, vorbim oarecum de tot așa, de o proporție de jumătate din bani se va duce în amenajarea de agenții noi, practic extinderea rețelei pe care o avem astăzi, iar cealaltă parte va intra în capitalul de lucru, cele două activități fiind cash intensive și practic fiind principalul activ cu care ne desfășurăm activitatea. Ce presupune o deschidere de magazin? Ce costuri implică? În principal, costul de amenajare a magazinului. Brandul Taylor este un brand care se uită cu foarte mare atenție la designul magazinului, la tot ce înseamnă experiența clientului atunci când intră în magazin. O investiție într-o amenajare a unui magazin poate să meargă de la 300.000 până pe la 500-600.000, în funcție și de locație, în funcție de suprafață și de alte elemente care țin de, probabil, de particularitatea acelui magazin. Pe de altă parte, în afară de această amenajare în magazin, în ce înseamnă layout-ul magazinului, blochezi cam între 300 și tot așa 500-600.000 în stocuri. Trebuie să ai în permanență un stoc care să fie la dispoziția clientului, cât mai bogat în alternative, să spun. Cum stați cu personalul? De exemplu, faceți angajări sau aveți nevoie de oameni în locații? Da, în permanență, atunci când ne uităm mai ales la expansiune, trebuie să ne atragem cei mai buni oameni în zona de vânzări. Pe de altă parte, în spatele a ceea ce se vede, să spunem, în relația cu clientul și ceea ce vedeți și voi ca potențial client sau ca clienți, sper eu, clienți actuali, există și o echipă de suport foarte, foarte mare, iar aici noi am atras în ultima perioadă foarte multe talente din piață,
chiar din, să spunem așa, cu naționalități diferite în România, ceea ce ne bucură, mai ales că în ultima vreme am realizat că brandul Taylor e un brand care atrage talentele destul de ușor. Și credem noi că în continuare vom reuși să facem acest lucru și aici, ca un exemplu, inclusiv dacă trecem granițele României, în Germania am reușit să aducem o persoană care are experiență de 20 de ani în branduri foarte puternice, inclusiv Cartier. Adică chiar ne bucurăm că vin spre noi oameni cu experiență în domeniu de la branduri foarte puternice. Voi faceți acum o emisiune de obligațiuni, dar știu că vreți să listați și acțiunile companiei, nu? Noi facem acum o emisiune de obligațiuni și, mă rog, noi le vom lista pe sistemul multilateral de tranzacționare, deci pe piața Aero. Este un prim pas pe care îl facem către piața de capital. E, dacă vrei, încercăm și noi să vedem ce înseamnă piața de capital și organizația trebuie să se pregătească pentru, inclusiv pentru acest lucru. Este o primă ieșire în piața de capital. În viitorul probabil apropiat, într-un orizont de 2-3 ani de zile, ne gândim să mai facem acest lucru pe piața principală, pe BVB. Nu e o chestiune pe care am stabilit-o deja. Vedem cum evoluează lucrurile, vedem care sunt condițiile de piață din anii următori și în funcție de acest lucru vom decide când și ce tip de listare vom face. Care este astăzi gradul de îndatorare al holdingului, al Taylor Holding? Da. Gradul de îndatorare a Taylor Holding este unul foarte, foarte mic, adică vorbim de aproximativ 1. Și aici, dacă e să mă duc să particularizez pe cele trei activități, avem așa, activitatea de bijuterie este activitatea care are nevoie de cea mai mare parte de capital și aici vorbim de un grad de îndatorare de 1,8, ceea ce și la acest nivel este un grad de îndatorare foarte scăzut. În cazul activității de creditare, vorbim de un grad de îndatorare de 1,1, iar în cazul activității de transfer de bani și schimb valutar, nu avem niciun grad de îndatorare, pentru că acolo lucrăm doar cu capital propriu până la acest moment. Acest lucru se datorează în principal capitalelor proprii mari pe care le are compania, care provin din profiturile nete pe care acționarul le-a lăsat în mare parte la dispoziția companiei pentru tot ce a însemnat dezvoltarea până acum și ce înseamnă dezvoltarea de acum înainte pentru aceste activități. Oarecum aș putea să spun că venim pe bursă cu o bijuterie de grup, la propriu, pentru că cifrele noastre arată foarte bine. Dacă este să ne uităm la cifre în evoluție în ultimii ani, pe toate cele trei activități am avut creșteri semnificative, iar profitabilitatea a fost una sănătoasă. Iar dacă ne uităm și la capitalizare și la valoarea pe care o are grupul din perspectiva valorii de piață, cred că ar trebui să fie foarte atractivă ieșirea noastră în piața de capital. O bijuterie, cum ați spus, un frumos joc de cuvinte. Vorbind despre rezultatele financiare, cum a fost anul pandemiei pentru business, anul 2020? În mod surprinzător pentru noi, dacă e să mă refer la nivelul întregului grup, am avut o creștere de 3% și în anul pandemiei. Acum, dacă e să mă duc în particular la principalul nostru business, care este cel de bijuterii și care dă undeva spre 80% din tot ce înseamnă activitatea grupului, datorită celor 3 luni de lockdown, mă rog, și datorită revenirii puțin mai lente imediat după lockdown, în 2020 am înregistrat o scădere în cifra de afaceri de 8%. Deci, în termen nominal, am avut o scădere, dar în termen real am avut o creștere. Acel 8%, să spunem, a fost o surpriză plăcută pentru noi, pentru că toată lumea la acel moment s-a așteptat la căderi mult mai mari, 20%, chiar mai mult de 20%. În mod surprinzător, în celelalte două activități, am avut creșteri chiar foarte mari. Și am să vă dau exemplu, doar în cazul activității de creditare, cifra noastră de afaceri a crescut în 2020 față de 2019 cu 41%. Deci o creștere foarte mare și aici oarecum ne-am dat seama că această activitate nu este neapărat conectată sau se comportă diferit față de alte industrii la aceste crize care apar în economie. Lucru îmbucurător pentru noi. Bun, și cum arată rezultatele pe primele 9 luni ale acestui an și cum estimați că veți încheia tot anul?
Pe primele 9 luni, doar așa ca o informație generală, pot să spun că la acest moment suntem la 98% din cifra de afacere a întregului an 2020. Adică aproape că am atins la 9 luni ceea ce realizasem în 2020. Dacă e să mă uit la finalul de an, pe baza ultimelor noastre estimări, vorbim de o cifră de afaceri care se va duce undeva în jurul sumei de 282 de milioane de lei. Aici aș menționa că business-ul de bijuterii va trece pentru prima dată în istorie de cifra de 200 de milioane de lei ca cifră de afaceri. Apoi, dacă e să mă uit la EBITDA, la nivelul holdingului, vorbim de o EBITDA care va fi de aproximativ 51 de milioane de lei și un profit net de aproximativ 35 de milioane de lei. Dacă e să mă uit puțin în perspectiva următorilor 5 ani de zile, lucru pe care noi îl facem și ne uităm cu mare atenție, mai ales că noi vrem să accelerăm programul nostru de dezvoltare, ca cifre care, mă rog, trebuie reținute, noi probabil că vom atinge la finalul anului 2026 cifră de afaceri de 1 miliard de lei. Va fi iarăși un moment istoric pentru noi, cu o EBITDA care va trece pentru prima dată de 200 de milioane de lei și aici țintim undeva la 226 de milioane de lei și un profit net care cu siguranță va trece de 160 de milioane de lei. Adică vorbim de niște momente istorice dacă ne uităm în orizontul următorilor 5 ani. Voi aveți rezultatele auditate? Da, fiecare companie individuală este auditată de către PricewaterhouseCoopers, iar acum cu ocazia acestui plasament, noi am făcut o combinare de situații financiare, combinare de rezultate pe cele trei companii, pentru că holdingul încă nu exista ca să putem aplica toate reglementările de consolidare în acest caz, iar această combinare a fost auditată de către cei de la PricewaterhouseCoopers pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. La fel, pentru 6 luni 2021 am prezentat tot cifre combinate, iar aici tot PricewaterhouseCoopers a făcut o revizie limitată. Bun, ne apropiem de final, o singură întrebare mai am. Ce riscuri, respectiv ce oportunități vedeți pentru business, pentru Taylor Holding? Ce ar putea influența cifrele? Acum, dacă din nou e să mă refer la activitatea de bijuterii, care este activitatea principală, un risc pe care noi îl vedem vis-a-vis și de planul nostru de expansiune este riscul de țară. Practic, noi intrăm în niște țări unde, mă rog, comportamentul clientului poate să difere, chiar dacă vorbim de țări din regiunea Europei Centrale și de Est, pe de o parte, și la acest lucru ne uităm cu mare atenție ca să înțelegem acest comportament. Un alt risc pe care îl vedem este de a găsi locațiile potrivite. Adică disponibilitatea lor întotdeauna este o problemă, pentru că vorbim de acele locații care sunt cel mai bine amplasate într-un mall. Știi foarte bine că noi avem cea mai mare parte din magazine amplasate în mall-urile din localitățile mari. Și aici aș vedea un risc prin prisma disponibilității la momentul în care vrem noi să deschidem acele magazine acelor locații. Pentru că aici de obicei vorbești de contracte care se duc până în 7, poate chiar 10 ani. Și atunci trebuie cumva să găsești o modalitate prin care să iei locul celui care are acel spațiu pe care îl dorim noi. Ăsta, să spunem, că ar fi un risc legat de momentul în care putem să facem expansiunea. Și aici o să, în funcție și de țară, o să încercăm să facem de așa manieră încât noi la nivelul unui an să putem să deschidem între 10 și 12 magazine. Bineînțeles, asta ne însemnă să ne ducem pe 12 țări în același timp. La câte locații sunteți acum și la câte vreți să ajungeți? În acest moment avem 56 de locații, din care 5 sunt în afara țării. Până la sfârșitul anului vom mai deschide încă 4 locații în afara granițelor României și aici vorbim de 3 locații în Polonia. Locația actuală din Polonia va fi și ea relocată pentru că vrem o locație mai bună și vom mai deschide încă o locație în Ungaria. Nu știu dacă știi, foarte recent, în septembrie, am reușit să deschidem prima locație în Budapesta, în Ungaria. Deci, în total, vom ajunge probabil undeva la 61-62 de locații. Aici mai sunt în discuție și 2 locații în România, poate și relocarea unor spații sau extinderea lor din cele existente în România. Din perspectiva celorlalte business-uri, dacă este să ne referim la riscuri, acolo vedem mai mult oportunități decât riscuri, pentru că sunt două business-uri care, din punct de vedere financiar, sunt foarte solide, cu marje de profit foarte bune. În schimb, văd eu, cel puțin, o oportunitate legată de faptul că piața la acest moment este foarte segmentată. Așa cum bine se știe, cele două activități sunt
foarte bine reglementate și foarte verificate. Și noi mizăm pe faptul că mai devreme sau mai târziu anumiți jucători din zona foarte segmentată a pieței, nefăcând față acestor cerințe legale, practic vor lăsa oportunități pentru cei care sunt în plutonul celor care astăzi sunt fully compliant și care, bineînțeles, au rețele și putere financiară să se extindă. Bine, Mircea, îți mulțumesc mult pentru prezență și succes cu emisiunea de bonduri. Mulțumim foarte mult! Doamnelor, domnilor, încheiem aici ZF deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Mircea Varga, membru al Consiliului de Administrație al Taylor Holding. Vă mulțumim mult pentru atenție, să aveți o zi cu investiții profitabile. Numai bine!